La Cluj-Napoca s-au deschis restaurantele în interior după ce rata de infectare a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori, iar localurile s-au umplut imediat, evident în limita celor 30%, așa cum prevede legea. Anul acesta în Cluj, restaurantele au fost deschise în interior doar 4 zile. Am așteptat de mult momentul acesta, am făcut eforturi semnificative, tot colectivul nostru a fost vaccinat, am impus toate măsurile și toate normele de distanțare socială pe terasă, am făcut eforturi să încălzim terasa în așa fel încât clienții noștri să poată să se bucure de o masă în oraș. Primim ca o mană cerească, așa cum a spus această veste. Avem capacitate 30% în interior. Distanțarea socială există. Toți colegii sunt vaccinați. Sperăm să țină această perioadă cât mai mult. La câteva minute după anunțul deschiderii, cu greu s-au mai găsit locuri libere la restaurantele din Cluj. Oamenii au venit în valuri și au luat prin surprindere chiar și proprietarii, bucuroși că au redeschis în sfârșit restaurantele interior după luni bune de restricții. Ne bucurăm foarte mult, deoarece chiar am stat astăzi 4 ore pentru vaccin, la coadă, după care am revenit din nou în restaurante. Ne bucurăm pentru că putem să luăm masa împreună cu prietenii și acesta este un motiv de bucurie. În sfârșit, suntem oameni normali din nou. E o măsură care este binevenită, sigur, mult așteptată pentru domeniul Horeca, nu numai, și pentru organizatorii de evenimente, dintre care, să zic, parțial oarecum fac parte. E o măsură corectă care trebuie să se întâmple și care sper să aibă cel puțin o perioadă considerabilă în care să evolueze în sensul ăsta lucrurile, pentru că știți că s-a mai întâmplat că s-au închis domeniile acestea doar pentru 4 zile, dacă rețin bine. Din câte știu, au fost făcute niște experimente în care au fost strâns, dacă țin bine minte, în jur de 5.000 de persoane și nu s-au creat focare de infecție.